じゃあちょっと待って、Doamne, a doua zi din ultima săptămână de dinainte de concediu. Zici că e dita mai jurnalul, frate. Timp și spațiu. Da. Ora cât? 8:44. Corect. Trebuie anunțat tot. Grade? 90 n-avem. Nord. N-avem. Vânt din provă, mergem în derivă. Da, mergem să luăm echipamentul electric. Uite-l, pe fratele. Da, mergem să luăm chestii pentru instalație electrică și cred că ne apucăm de treabă azi. Hai, să ne auzim de bine. Suntem binevoitori a face reclamă gratis și am venit la, cum îi cheamă? Arc Electronic. Arc Electron. În spatele, bă. Bă, sau parchează aici. Aici în față? Nu, aici, în curte, dar aici. Că ai loc, ești câta mașina. Ah. Next stop, Dedeman. Mergem să mai luăm niște prize pe tencuială. Uite tractorul. Dedeman, am cumpărat și de acolo niște chestii electrice, prize întrerupătoare, dibluri coneșpane, să și rimeze. Da, și mai avem de mutat lemne. Cum îi zice? Cum îi zice la ce primești, ce îți rămâne? Știi, când ai o... Nu? Nu știi ce primești. Heritage, când îți rămâne moștenirea. Moștenirea, trebuie să mutăm moștenirea de la hală, să mutăm la atelierul nou și e grea. La propriu e grea. Da. Ne zici ceva, Radu, despre acel mare lemn? Cred că are 250 de kg. 3 metri, gros de 12. E un one slab de vreo 60, un one slab, single slab de... De toți banii. Da, o să și iasă din el. Abia așteptăm să ne mutăm, să ne apucăm din nou de lucru și să vă arătăm și ce lucrăm, că tot cu mutarea. Ne vedeți numai în microbus cum stăm în el. Atenție la semafor. Bine, păi noi îi dăm înainte, suntem în șagul lui și merem în plop. În plop? Merem în plop. Bun, e în plop. Prize, întrerupătoare, am luat dibluri, am luat holsuruburi. Asta e întrerupătorul, blana. Acesta vine așa. Ia. Pune-l acolo. Ușa asta oare stă? Stă. Da. Nu treabă aici. Bun, aici avem iar niște treburi. Astea o să vină în tablou electric. Astea siguranțele cu 4 celule. Am luat mai multe siguranțe, una, două, trei. Și cu încă trei, astea-s 3 80-uri. Și astea-s 2 20-uri aici. Pentru prizera 220 și pentru întrerupător, pentru lumină, pentru iluminat. Nu știu dacă pot să-l deschid pe ăsta, cred că trebuie
să trag așa. Ia să vedem ce e aici. Da, ăsta văd că e un conector. Aici se fac niște conexiuni de fire. Foarte faină piesa asta, n-am mai văzut așa. Hai să punem înapoi. Să închidem ca să știe băieții să facă frumos treabă. Bun. Hai să vedem și ce e aici. Da, încă două celule. Sunt niște paturi de cablu, niște jgheaburi. Trebuie să le mutăm în hală. Bun, și foarte important, avem un contor digital. Să se conectează aici cu firele. Mai fiind încă un atelier sau noi ne facem un atelier pe lângă atelierul vechi, am zis să ne punem un contor separat de curent, ca să fie corect, să știm fiecare cât consumă. Ăsta o să se prindă în tablou. Și aici sus se scot firele. Pe jos se bagă, pe sus se scot. Tabloiul. Tabloiul. Vai, dacă tăi. Dita mai... pe capăt. E frumos. Hai că se arată bine. Uite. Curent. Mamă, frate. Curent maxim. Bă, Pilo, ce faci? Parați. Bagă-i, bagă-i! Un pic mi-am... Blană! Pilo s-a dus până la Profi să cumpere o apă și ceva dulce să mâncăm, că suntem super obosiți și să ne mai răcorim. Și am încărcat mașina cu lemn, e full de lemn. Am cărat blatul ăla super mare și greu, am reușit să-l băgăm. Ne-a ajutat cineva cu un motostivuitor. A fost super haos totul. N-am mai apucat să filmez, să pun camera undeva, să-i dau drumul. Și uite, am uitat complet de ea. Și... na... bine că l-am cărat, bine că l-am dus. A venit cu stivuitorul, a ridicat motostivuitorul la etaj. Am pus toată placa aia de lemn, tot one slab-ul ăla, l-am pus pe stivuitor și după aia l-a lăsat jos și, mă rog, l-a băgat direct în microbuz. A fost super nebunie. Și acum, na, după cum se vede, e super plin. Mergem dincolo la atelierul nou să descărcăm. Mergem să mâncăm, că n-am mâncat de prânz. E mult, e haos. Nu mă gândeam că o să fie atât de nebunie toată mutarea asta. Am zis, bă, 2-3 zile dăm cu tifel, 2-3 zile mutăm și gata, dar... cred că ne trebuia un camion sau ceva, un tir, ca să-l încărcăm odată și să-l descărcăm totodată. Că așa, cu mașina mică, cu microbuzul, e haos. Bine, păi hai, urmăriți-ne în continuare și ne vedem dincolo. Ești cât o bică. Ne plimbăm, ne plimbăm.